Sâmbătă trecută, după Consiliul Național, am avut un comitet executiv a organizației județene. Am stabilit norma de reprezentare, am stabilit declanșarea adunărilor la toate nivelurile și care se desfășoară, zicem noi, până în jurul datei de 15 aprilie, cu completări de organul de conducere acolo unde este cazul, cu alegeri de noi organe de conducere acolo unde este cazul, dar cu bilanțuri în toate organizațiile și cu desemnarea delegaților și candidaților din toate organizațiile, astfel ca, știu eu, în a doua jumătate a lunii aprilie să ținem conferința județeană de, sigur, dare de seamă și alegerea noilor structuri de conducere.